Bună ziua și bine ați venit în aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I. Excelențele voastre, stimați domnilor directori de instituții și institute culturale, dragi prieteni, dragi autori, dragă Gabriela, dragă Matei și dragi elevi, bine ați venit, cum spuneam, în această aulă care a fost inaugurată acum 128 de ani și al cărui, în acest for de literatură și cultură, al cărui act fondator a fost semnat în 1891 de Carol I, motiv pentru care îl vedeți pe statuia ecuestră de la intrare. Astăzi, Ziua Autorilor Europeni, o inițiativă lansată de Comisia Europeană, a cărei primă ediție o marcăm, urmând ca ulterior să se desfășoare anual, în ultima zi a lunii martie, pentru a promova lectura, în special în rândul tinerilor. Tot aici s-a lansat și a fost prima ediție a Zilei Lecturii, acum 2 ani, 15 februarie. Poate părea redundant sau excesiv, însă cred că e nevoie de multe zile ale culturii, ale lecturii, ale autorilor europeni, a bibliotecarilor și așa mai departe, pentru a stimula gustul pentru cultură, literatură și act educațional de calitate. Acesta este, de altfel, motivul pentru care vă aflați voi, elevii, în număr atât de mare astăzi aici și mă bucur foarte mult. Sper să deveniți cititorii noștri, utilizatorii Bibliotecii Centrale Universitare Carol I. Fiecare țară din Uniunea Europeană a creat unul sau mai multe evenimente și zile pe parcursul cărora se susține și promovează lectura, dar de această dată este vorba despre un demers comun ce vizează realizarea unei uniuni între industria cărții și domeniul educației. Într-o eră în care tentațiile sunt diverse, iar petrecerea timpului liber de unul singur sau alături de prieteni implică nenumărate variante, lectura se află din ce în ce mai puțin printre alegerile elevilor. Practic, a citi o carte a ajuns adesea doar o îndeletnicire obligatorie din categoria temelor primite și mai puțin o experiență personală care stârnește curiozitate, bucurie, împlinire interioară. Mai mult, deseori, nu se descoperă niciun câștig imediat sau pe termen lung pentru cel care citește, iar acest fapt s-a constatat la nivel mondial, european, nu e ceva specific românesc, cum timp mulți să afirme. Și cum, dacă mergem în sălile de lectură ale bibliotecii, puteți vedea că este contrazisă această afirmație, pentru că la bibliotecă e destul de plin la noi. Nu sunt suficiente doar declarațiile, care pot părea uneori chiar sunt doar vorbe goale, este imperios să se treacă la fapte, necesar să se treacă la fapte, pentru că timpul trece, generațiile de tineri ajung să trăiască fără un contact permanent, sistematic, aș spune, cu lectura, ceea ce implică ignorarea bogăției și culturii și implicit imposibilitatea dezvoltării intelectuale a fiecăruia. Iar de aici e un drum scurt către incapacitatea elevilor de a dobândi competențe adecvate, ulterior aceștia nemai reușind să se implice și să fie foarte dezinvolți, să spunem, în prestația lor socială, economică sau de altă natură. Ori, scopul urmărit de Comisia Europeană prin marcarea acestei zile a autorilor europeni este tocmai de a pune în valoare literatura ca modalitate de emancipare individuală, care nu este posibilă în condițiile inculturii. Și nu văd un alt loc mai potrivit decât o bibliotecă pentru desfășurarea acestei zile, mai ales atunci când este vorba de cea în care ne aflăm astăzi, un loc unde vechiul se îmbină cu modernul, iar cărțile sunt tovarășii noștri de zi cu zi. Prin urmare, de aici puteți începe să fiți curioși, apoi să vă hrăniți sufletele cu date și informații legate de autori din diverse domenii. În cele din urmă să observați că este mai ușor atunci când știi unde să cauți adevărul și să-l deosebești de
neadevăr, grâul de neghină, da, fake news de real news, ca să zic așa, și esențialul să-l deosebești de marginal. Nu, în ultimul rând, e posibil ca mulți dintre voi să descopere cât de bine se simt în preajma cărților și să nu-și mai imagineze viața fără acestea. Cu aceste cuvinte, cu aceste fraze, am deschis manifestarea de astăzi și am să o invit la microfon pe doamna Janina Sitaru, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, cea care ne-a provocat pe mine și pe domnul Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române, să ne organizăm și să vă aducem astăzi aici, în fața unor autori europeni de prestigiu. Doamnă, poftiți! Mulțumesc frumos! În primul rând, mulțumesc domnul director Cristescu, doamnei Mirel Vrădoi, pentru că a răspuns provocării mele. Este o bucurie să ne aflăm astăzi într-un locaj reper pentru ceea ce înseamnă educația, dar și cultura românească. Știți, colegii de la Minister mi-au scris aici multe lucruri frumoase, pe care eu ar trebui să vi le citesc. Dar eu am considerat, noi am considerat, că acest eveniment trebuie să fie și despre noi și ceea ce suntem noi. E adevărat, nu putem să devenim ceea ce ne dorim și ne proiectăm dacă nu învățăm și dacă nu citim. Și de aceea o să-mi permit, cu scuzele de rigoare față de colegii mei, să vă vorbesc din suflet. Da, am văzut proiectul Comisiei Europene și am zis, e un proiect la care trebuie să lucrăm. Un proiect în care să fim parte, mai ales astăzi, când vedem importanța și simțim, având un război la granițe, ce înseamnă să faci parte dintr-o familie. Și anume cum facem noi parte din familia europeană. Și e necesar să ne cunoaștem împreună, să ne cunoaștem culturile. Și așa cum spunea doamna director mai devreme, nu neapărat vorbim aici de a citi cărți care țin mai mult de a ne recrea. Nu, de a citi și autori și cercetători din țările din Uniunea Europeană. Pentru că, da, toți care sunteți în această sală, sau o parte, o mare parte, vreți să studiați măcar un timp afară, în Uniunea Europeană. Și e necesar să cunoașteți societățile în care vă mergeți să trăiți, să vă desfășurați activitatea unul dintre voi, poate pentru o perioadă mai mică sau o perioadă mai mare. Și nu degeaba, unul dintre invitații noștri de astăzi, domnul Vișniec, spunea așa, am găsit acest citat și vorbim de citit și nu pot să nu și citesc măcar un pic. Lectura este o construcție. Citind, construiești treptele care duc spre misterul propriei tale ființe. E adevărat. Citind, ne construim pe noi. O facem pentru noi. Nu o facem pentru că voi aici sunteți mari. Fac o paranteză. Am început, spuneam că am început mai devreme, povesteam, am început acest demers la o școală din Trunța, e adevărat, o localitate care este una din localitățile rurale etalon ale României, vorbim de Ciugud. Colegii voștri din clasa 7 și 8. Dimineață am continuat acest demers copilașii de clasa 2, care, să știți, ei cunoșteau mare parte din cărțile pe care aceiași copii de vârsta lor le citesc în țările Uniunii Europene. Și asta arată cât suntem de uniți. Nu suntem atât de diferiți cum ne place nouă să credem. Și apoi am venit către voi. Voi sunteți într-o etapă, vorbim aici cu liceeni, când deja v-ați format, știți cam unde vreți să mergeți și ați căpătat și importanța cititului. Mai ales că astăzi cititul în generația mea și poate va unul invitațiilor de aici, înseamnă, într-adevăr, însemna o carte. Dar voi aveți posibilitatea, aveți un orizont imens. Pentru că astăzi cititul înseamnă device-urile care sunt și de care toți dispuneți. Putem să citim orice autor, aproape orice autor, și dacă cunoaștem și o limbă, două străine, cu atât avem un orizont mai mare. Și de ce ne aflăm astăzi
Aici e un început și un îndemn, o provocare a noastră către voi. Să nu citim că trebuie, să citim că vrem. Că vrem să ne cunoaștem pe noi și vrem să cunoaștem ce se întâmplă în jurul nostru, ca să putem să construim. Pentru că voi veți construi pentru voi. De aceea vă provoc să citiți și să construiți bine viitorul vostru și da, și parte din viitorul nostru. Și știu că aici avem vorbitori și autori cu care România se mândrește și aș dori să-i las pe dumnealor să vă spună mai multe. Eu vreau să închei cu un citat, pentru că am văzut că unul dintre cei mai citiți autori români la nivel european este Necea Eliade și am să vreau să închei cu un citat din Eliade, înainte de a spune că am întrebare. Știe cineva din sală cine e cel mai citit poet din Spania? Cu cele mai multe exemplare vândute? Este un român, din Argeș, un tânăr din Argeș, Mihai Ganea. Asta vă doriți și vouă, ca într-o zi cineva să vină aici să spună, știți cine e cel mai citit român dintr-o țară europeană? Am participat într-o zi la Ziua Autorilor Europeni. Și eu suntem pentru el. Mi-aș dori tare mult. Pentru că ziceam că închei și vreau să mă țin de cuvânt, Eliade spune așa, datoria noastră, a celor mai tineri, e de a ne întrudi să pătrundem cât mai adânc în suflet. Astfel vom afla sămânța rodnică a noastră. Din neliniștea și dorurile și preocupările noastre, vom cunoaște valorile reprezentative pe care noi suntem datori să le apărăm și să le impunem. Deci, avem treabă să cunoaștem, să citim, să cunoaștem valorile europene care ne unesc, să cunoaștem, să promovăm valorile românești cu care putem să ieșim în lume. Vă mulțumesc frumos și închei cu îndemnul să ne cunoaștem autorii noștri, să ne mândrim cu ei și să îi citim și pe celorlalți. Vă mulțumesc frumos! Doamna secretar de stat, domnul director, dragă Gabriela, dragă Matei, deschiderea a fost făcută de Mirei Rădui, directoarea Bibliotecii Centrale Universitare, și cam la toate proiectele mari, Muzeul Național al Literaturii și biblioteca sunt asociate. De ce? Pentru că și muzeul și biblioteca au până la urmă aceeași menire de a promova lectura. După cum observați, avem câțiva parteneri aici, în principal coorganizatorul acestui eveniment, Ministerul Afacerilor Externe. De ce? Pentru că este o inițiativă a Comisiei Europene și cu ocazia aceasta doamna Ramona Chiriac, șefa reprezentanței Comisiei Europene în România, ne-a trimis un mesaj pe care vi-l citesc. Cred că fiecare dintre noi are o carte de suflet care l-a marcat și a schimbat viața. Unii dintre noi au chiar mai multe pe care le recitesc cu plăcere și cu același entuziasm ca prima dată. Pentru că fiecare carte este o poartă deschisă către o lume nouă, cu întâmplări deosebite și oameni care devin un alter ego al nostru, cititorul. Este o evadare din cotidian și o posibilitate de a trăi enorm de multe vieți în diverse momente din timp și spațiu. Îmi place să citesc și continui să o fac cu fiecare carte pe care o aleg, cu grijă, din librării, de pe platformele online sau chiar de la bibliotecă. De aceea mă bucură și sprijin din tot sufletul inițiative precum cea lansată de Comisarul European, Maria Gabriel, în sprijinul lecturii în școli, Ziua Autorilor Europene. Inițiativa noastră a Comisiei Europene nu se rezumă la o singură zi în care școlile să le ofere elevilor ocazia de a se întâlni cu cei care dau viață cărților, ci este o invitație pe termen lung la lectură și la organizarea de evenimente pe această temă, și ea include și turnee ale autorilor europeni în școli, biblioteci și librării, precum și o conferință dedicată promovării cititului. Dar aceasta nu este singura inițiativă pe care o avem în domeniul literaturii. Noi sprijinim și traducerea operelor literare în diverse limbi ale continentului, precum și promovarea acestora prin intermediul diverselor platforme și instrumente dezvoltate în cadrul programului Europa Creativă, cum ar fi ADUS, Rețeaua Târgurilor Europene de Carte, sau proiectul SILO, Social Inclusiv Literatură Brațelor, ce are ca scop facilitarea accesului la operele literare pentru toți cei interesați.
Nu în ultimul rând, avem premiul Uniunii Europene pentru Literatură, o inițiativă lansată în anul 2009, ce premiază autoarele și autorii europeni debutanți și celebrează diversitatea lingvistică și excelența tradescrisului. Și aș vrea să-i amintesc aici pe cei patru scriitori români deja laureați, Răzvan Rădulescu în 2010, Ioana Părgulescu în 2013, Claudiu Florian în 2016 și Tatiana Țibuleac în 2019. Sunt convinsă că numeroase școli din România s-au implicat în ediția de anul acesta a Zilei Autorilor Europeni și se vor implica și pe viitor în organizarea de sesiuni de lectură din operele scriitorilor autohtoni și europeni, contemporani sau nu nouă. Pentru că astfel de lecturi deschise nu doar oferă generației tinere o modalitate de a se reconecta la cuvântul scris, ci și instrumentele necesare pentru a gestiona cât mai bine provocările proprii sau sociale mai largi cu care se confruntă. Fiecare școală ce organizează un cerc de lectură, fiecare autoare sau autor care le citește din opera sa elevilor, fiecare carte citită înseamnă un pas înainte în dezvoltarea universului nostru cultural și artistic propriu. Sper ca toți participanții la sesiunile de lectură organizate de Ziua Autorilor Europeni să-și împărtășească experiența cu cei din jur și astfel să-i mobilizeze și pe ceilalți, fie în organizarea de lecturi deschise, fie pur și simplu deschiderea unei cărți și afundarea în lumea uimitoare ascunsă între coperțele ei. Și să o împărtășească și cu noi, trimițându-ne poze și mesaje de la lecturile la care au asistat. Cărțile au puterea de a ne face mai buni și ne oferă posibilitatea de a ne cunoaște mai bine. Așa că îndemnul meu, în această zi dedicată lor și părinților lor, este: ia prima carte care este la îndemână și nu o lăsa jos până nu o termin. Lectură plăcută. Trebuie să mai fac un lucru, să mulțumesc doamnelor profesoare care au venit, au însoțit acești tineri și, fiindcă suntem chiar în aula bibliotecii universitare, să numesc și liceele care sunt aici și începem așa. Și v-aș ruga să îi aplaudăm pe cei care împarte. Nichita Stănescu, cine e? Constantin Rumpogan. Gheorghe Nază. Și nu în ultimul rând, Școala Centrală. Trebuie să vă spun ceva, Școala Centrală, când se numea Zoia Cosmodemiască, eu care făceam liceul Iulia Hardeu, întotdeauna eram în competiție cu Școala Centrală. Și cu Școala Zoia Cosmodemiască. Am luat de două. Doar, acum, cum e la filologie, la liceele de filologie, eram mai puțin băieți, așa că totuși am avut un noroc. Alături de noi, o avem și pe doamna directoare a Institutului Polonez din București, Natalia Mosor, care s-a alăturat inițiativei noastre. Doriți să ne spuneți ceva, doamna Mosor? Când vine moment. Și, în același timp, pe domnul Coșa Andraș Laslo, Institutul LIST, Centrul Cultural Maghiar. Eu zic să încheiem discursurile și să invit pe scenă pe Matei Vișniec și Gabriela Abărinștoare. Rogăm. Ziua de azi este o pledoarie pentru lectură. Și de aceea am invitat doi dintre cei mai reprezentativi scriitori români și europeni, Gabriela Damiștean și Matei Vișniec, scriitori cu bogată și valoroasă operă literară, multiplu premiat și decorat atât în Europa cât și în România. Sper ca întâlnirea de azi să fie benefică pentru voi și să vă facă să-i citiți, pentru că, dincolo de aprecierea unanimă, au o singură dorință și ei, să fie citiți. Dacă în secolul XIX, Ioan Hegeade Rădulescu spunea scrieți, scrieți, băieți, nu mai scrieți, cred că e timpul să trecem la citiți, citiți, nu mai citiți. Matei, cum vrei să se desfășoare această, și Gabriela, cum? Nu avem un scenariu. Dar avem un moderator. Avem un moderator.
Atunci... Voi fi și moderator, voi fi și participant, voi fi și gazdă, pentru că sunt simitor român. Mai versat în ale moderatorului și ale prezenței scenice mai ales. Și, nu întâmplător, sunt aleși acești doi scriitori, pentru că ei au, mai mult Matei, dar și Gabriela, au, pentru că e și Ziua Internațională a Teatrului astăzi, au foarte strânsă legătură. Vă mulțumesc că ați venit aici și ne vom strădui să vă spunem măcar două, trei lucruri esențiale, adică interesante cu care să plecați acasă. Cu condiția ca să ne ascultați, de pildă tânărul de acolo, care vorbește cu prietena lui, pierzi ceva important, dragul meu. Pierzi ceva important dacă nu ne asculți acum. Cu tine vorbesc. Ascultă-ne pentru că vrem să spunem ceva din suflet. Adică putem să ne prefacem că am venit doar ca să bifăm o zi importantă. De fapt, vrem să vă spunem ceva care să vă rămână sufletește aproape. Noi scriem cuvinte de mulți ani, de 30, de 40, de 50, de 60 de ani scriem cuvinte. Și scriem cuvinte crezând, fiind convinși, că aceste cuvinte vă îmbogățesc sufletul vouă, tinerilor în special. Scriem cuvinte pentru cei care consideră că viața nu e făcută numai din Facebook, din școală, din muncă, din bucurii simple sau complexe, că e făcută viața și din ceva misterios, din poezie, din spiritualitate, din imaginație. Viața dumneavoastră, și vă spun acum, încercând să mă uit în ochii voștri, în ochii tuturor, va fi mai săracă dacă nu veți descoperi universul cărții. Mă puteți crede pe cuvânt, puteți încerca însă și dumneavoastră să vedeți de ce tinerii care sau oamenii care trec pe lângă universul literaturii sau pe lângă ceea ce numesc eu carte, vor fi mai săraci. Vor fi mai săraci sufletești. Vor fi mai săraci din punct de vedere mental. Pentru că vor gândi, mă uit la tine și sunt în ochii tăi. Pentru că dacă nu se vor apropia de carte, vor gândi mai puțin, vor avea un spirit critic mai retus, vor ști mai puțin ce înseamnă libertatea. Cine nu se apropie de carte, va deveni treptat un sclav al societății de consum, al industriei de divertisment și al noilor tehnologii. Noile tehnologii sunt superbe, interesante, utile. Numai că ele transportă și ceva animalic, plăcerea de a te scufunda în ele. Și vă dau un exemplu, cu condiția să mă urmăriți toți. O experiență științifică s-a derulat în felul următor. Unui șoricel alb, un șobolan de experiment, un cobai, i s-a introdus o sondă în creier, în zona care captează plăcerea. Acestui șobolan i s-a pus o rotiță și a învățat că atunci când dă din lăbuță pe rotiță, simte un impuls de plăcere în creier. E ce a făcut șobolanul? A dat cu lăbuța de rotiță până când i-a presnit creierul, până ce i-a izbucnit sângele din creier. Nu glumesc. Această extraordinară descoperire pe care o aveți acum în buzunar și care este telefonul vostru mobil, conține rotița.
Puteți să dați din ea până când creierul dumneavoastră va exploda sau până când veți deveni sub oameni, folosind aceste industrie ale plăcerii care sunt fabuloase, dacă știm să le dozăm. La școală nu vi se predă autoapărarea în fața industriei de divertisment și a industriilor plăcerii. Ar trebui să vi se predea lecții de autoapărare, așa cum uneori sunt lecții de autoapărare pe stradă, lecții de autoapărare în fața virusilor. Nu vi se predă acest lucru. Dar putem reflecta împreună puțin la ce poate să ne aducă cartea în raport cu industria mondială de divertisment. Voi, tinerii, și vă rog să mă ascultați, că n-am să spun de două ori și vreau să rămâneți cu această idee în minte plecând acasă. Sunteți agresați, fără să vă dați seama, de un imperiu. Este imperiul industriei de divertisment, imperiul invizibil care produce filme, filmulețe, TikTok, Facebook, Instagram, alte și alte tehnici. Curând vine și industria inteligenței artificiale care va învăța pentru voi, vă va scrie în locul vostru, va scrie temele, va compune cărți, cântece în locul vostru. Acest imperiu este dușmanul cărții. Și dușmanul meu și dușmanul lui Gabriela Dănășteanu și dușmanul poeților, pentru că în momentul în care voi luați acest roman al Gabriela Dănășteanu, care se numește Voci la distanță, și începeți să-l citiți și imperiul industriei de divertisment vede că sunt aici 300 de pagini, păi intră în panică, zice, păi stai puțin, fetița asta, tânăra asta, adolescentă asta, va sta 8 ore ca să citească această carte? Păi ce facem noi, imperiul de divertisment, dacă pierdem acest client? Păi 8 ore, păi în 8 ore i-ar fi putut vedea 17 filme, mini-filme pe Facebook sau pe nu știu ce, ar fi putut face atâtea jocuri în 8 ore, ar fi putut schimba atâtea gânduri inutile cu atâția colegi, ar fi putut sta, nu? Pe ecran, cu ochii pe ecran. Există o competiție acerbă, invizibilă, între imperiul de divertisment care vrea să vă fure. Să vă fure ce? Timpul. Și cu cât vă fură, fii atent că să te observ. După. Imperiul de divertisment, imperiul industriei de divertisment vrea să vă fure timpul. Furându-vă timpul, ce vă fură? Vă fură creierul. Și din creier ce vă fură? Vă fură capacitatea de a compara, capacitatea de a crea, de a imagina, și vă fură spiritul critic. În momentul în care imperiul divertismentului, imperiul industriei de divertisment vă fură timpul și vă fură spiritul critic, vă fură libertatea și chiar, ceea ce este cel mai important pentru noi acum, democrația. În loc să deveniți cetățeni care gândesc, care reacționează, care au spirit critic, riscați să deveniți consumatori docili ai imperiului despre care vorbesc, al industriei de divertisment. Înainte de a-mi ruga și pe Gabriela să ne vorbească despre ce înseamnă a fi scriitor și pentru cine scriem, vreau să vă mai propun o experiență. Voi acum sunteți adolescenți, sunteți copii mari. Dar imaginați-vă o experiență cu copii mici. Să zicem, un copil care abia începe să citească. E în clasa 1-a, 2-a, a învățat să citească. Nu, a 3-a, 4-a, când a învățat să citească. Hai să facem următoarea experiență cu el, sau chiar când e mai micuț. Să-i citim Alba ca zăpada. Luăm 10 copii diferiți sau 50 de copii și citim Alba ca zăpada și după aia le spunem acestor copii și acum desenați-o pe Alba ca zăpada.
Ei bine, acești copii care au auzit povestea vor procesa, ca să zic cuvântul ăsta, sau poate altul. În creierul lor se va întâmpla ceva. Se va declanșa mecanismul imaginației și cei 50 de copii vor desena 50 de albe ca zăpada diferite. Acum facem experiența invers. Îi luăm pe acești copii, care nu știu alba ca zăpada, și le arătăm filmul făcut de Disney. Alba ca zăpada. Și după aia spunem, ia acum desenați-o pe alba ca zăpada, ce vom avea? 50 de desene identice. Concluzia. Imaginația se dezvoltă în contact cu cuvântul, în primul rând. Dacă nu construiești într-un creier raportul personal cu cuvântul și cu abstracția, nu ai mecanismul imaginației în minte. Sigur că poți să spui după aceea, eu îmi construiesc imaginația prin imagini. Cuvântul este însă ceea ce ne definește ca oameni. Când ne-am desprins de regnul animal, ne-am desprins pentru că am creat această extraordinară unealtă care creează gândire, gândire abstractă, cuvântul. Asta este demonstrația, dacă sper să o păstrați în minte, ca să vă spun încă o dată că aveți la dispoziție 100 de capodopere, 100 de cărți fabuloase. Nu treceți pe lângă ele în cursul unei vieți. O parte din ele sunt scrise de autori români, o parte din ele sunt scrise de autori europeni și această zi a autorilor europeni are sens și din alt motiv. Avem mii și mii de motive să fim mândri că suntem născuți în Europa, pentru că literatura modernă s-a născut de fapt în Europa. Teatrul s-a născut în Europa. Romanul ca gen s-a născut în Europa. Poezia s-a născut peste tot în lume. În toate sufletele omenești a existat poezie. Dar Europa a fost continentul care a structurat această bucurie de a scrie și de a citi. Și în Europa s-a născut un concept, o idee, universalismul. Faptul că noi oamenii avem toți, indiferent de unde ne tragem, ceva comun, printre altele, nevoia de poezie. Deci noi, scriitorii, dacă n-am avea cititori, ne-am pierdut de fapt sensul că nu scriem pentru noi. Scriem pentru că simțim nevoia să comunicăm cu voi, să vă spunem ceva și să primim, de asemenea, reacția voastră. Aș vrea să vă întreb și să vă rog să dialogați cu mine. Cine crede că în viața sa a întâlnit o carte esențială care i-a schimbat destinul? Să ridice mâna. Nu ăștia mare. Din sală. Ok, ok, ok. V-ați întâlnit cu o carte care v-a schimbat destinul. Care? Care carte? Formidabil. Și în spate, ce carte ți-a schimbat destinul? Exact aceea, și 1984 de George Orwell. Cine m-a ridicat mâna? Cine m-a ridicat mâna și a spus și a găsit o, și a indicat o carte care a schimbat destinul? E important să te lași schimbat de o carte. Gabriela, de câți ani, Doamne, de când aveai vârsta lor scrii? Acum, spune-ne, ce s-a acumulat în sufletul tău după atâtea romane și după atâtea cuvinte? De ce cuvântul a fost pentru tine esențial, vital și aș spune în continuare o expresie a sufletului nostru? Matei, am fost așa de furată de ce ai vorbit tu, încât mă gândeam cum să fac să dau partea mea de vorbit, de timp, adică, pentru că timpul e important, să ți-l dau ție
Și eu doar să aplaud aici, pentru că ce le-ai spus copiilor este tinerilor, scuzați, și eu am nepot de 14 ani și nu mai pot să spun copil, iar eu la 14 ani mă consideram adultă. Eram foarte sigură că sunt adultă. Nu știu dacă eram, că am aflat că creierul crește sau se dezvoltă până la 25. Deci mai aveam o grămadă de timp de așteptat până să fiu adultă. Deci asta vreau să spun, nu prea am ce spune la fel de frumos, la fel de convingător pentru ei. Vreau să mă leg de două lucruri care le-ai spus tu. Una este legat de albă ca zăpada. Și mi-am adus aminte în timp ce ascultam că Proust, Marcel Proust, un autor foarte mare și în România, dar mai ales în Franța, unde trăiești tu de mai multă vreme, deci Proust a spus că fiecare își citește cartea lui. Așa că vreau să vă spun că asta va fi când veți citi o carte de plăcere, nu cea pe care v-a dat-o profa, cea pe care, din întâmplare, o să vreți și voi să o citiți, dacă ajungeți să citiți de plăcere. Și atunci să vedeți că în cartea aia veți introduce lucruri din viața voastră. Și aceea va deveni o carte a voastră, nu știu dacă vă va schimba destinul. Când a pus Matei întrebarea, eu mi-am dat seama că nu pot să răspund la întrebare. Nici o carte nu mi-a schimbat destinul. Poate toate la un loc, da, pe care le-am citit. Dar una anume, nu. Încă ceva. N-am citit 1984, mi s-a părut, scuze, plicticos. Eu trăisem în comunism. Să mai înghit încă o dată povestea asta și încă la un mod așa nu foarte atractiv, era prea mult pentru mine, deci pentru voi e perfect, ați scăpat de comunism, citiți 1984, dar numai dacă vă place. Deci ce aș vrea eu să le spun este, nu știu cum să ajungeți la cărțile care vă plac. Pentru că asta e, pe lângă faptul că ele sunt foarte necesare, ele induc și o plăcere, nu de aceea care distruge creierul șobolanilor. O plăcere care, din potrivă, ajută creierul. Deci eu am întâlnit doamne de vârsta mea, de fapt una singură, care... Știți că de la o anumită vârstă, nu știu care, încep doamnele și chiar și domnii să se gândească că pot să facă Alzheimer, scuzați că discut acest subiect cu voi. Și desigur știți că Alzheimer e o boală care degenerează, în care creierul se tot strânge, se tot strânge. Se pare că lectura păstrează creierul tânăr sau mult mai tânăr decât al celor care nu citesc. Desigur, pe voi nu vă interesează, fiindcă nu veți îmbătrâni niciodată. La vârsta asta, bătrânețea nu există. Dar eu mă uit în Franța la ce se întâmplă în Franța și chiar vreau să le întreb pe Matei. Deci, se protestează, se dă foc la tot ce se poate, din cauza că la ei crește un pic, cu 2 ani, vârsta de pensionare. Și mă uit la cei care protestează pentru vârsta de pensionare. Sunt de vârsta voastră sau un pic mai mari? Și eu mă întreb, cum se gândesc băieții ăștia și fetele astea atât de mult la vârsta de pensionare? Ei, ar trebui să vă gândiți și voi și să citiți. Deci ăsta ar fi sfatul meu. Al doilea, vreau să vă spun, deci, că prietenele mele de vârsta mea, când au ajuns la pensie și n-au prea citit, deci au aflat din acele rubrici pe care le tot dau, televiziunile, ziarele, Yellow Press, că cititul, de fapt, ajută creierul.
și vor să citească, chiar îmi cer cărți. Să vă spun, ar fi bine să începeți mai devreme. Cititul e o școală, cititul de plăcere e o școală. Deci nu veți putea, sunt coduri, ca să vă spun ceva trist. Deci una e dacă citești Albă ca zăpada, alta e dacă citești un roman, chiar și unul extrem de atractiv, cum sunt piesele și romanele lui Matei Vișniec. Totuși trebuie să fi parcurs un pic lectura, că altfel nu știu cum să vă spun ce se întâmplă, fiindcă eu am citit mai devreme. Am citit, vă spun, Matei, acum îți răspund, descris, am scris târziu. Deci nu, la vârsta lor nici gând. Aveam 28 de ani când am început să scriu. De citit, am citit de când mă știu. Adică, nu știu, 7 ani, 8 ani, nu știu, ceva de genul. Sigur că aveam o viață foarte, foarte neatractivă. Dar aveam niște părinți care mă impulsionau, care mi-aduceau cărți. Și am citit foarte multe traduceri, să știți. N-am citit literatura română, fiindcă erau și niște ani când literatura era foarte cenzurată, obligată să fie foarte plicticoasă și mai ales să fie și foarte neadevărată. Deci am citit europeni foarte mulți. Recunosc că am citit și sovietici, pentru că era încă o Românie într-o altă fază decât o cunoașteți, dar am citit și ruși, care acum, mă rog, în clipa asta nu sunt chiar la modă, dar eu zic tot să citiți Tolstoi, Dostoevski, Cehov și așa mai departe. Marii ruși te construiesc pe toată viața. Și nu mă mir că nu au avut nicio carte care să le schimbe destinul, fiindcă, scuze, dar nu aveți încă destin. Adică destinul se face după ce ai trăit mult mai mult. Aveți un început de destin și începi să vezi că ai destin după ce, nu știu, nu îndrăznesc să spun vârsta la care încep să... Pentru că aceste vârste nu există pentru voi, repet. Vreau să vă povestesc acum ce o să vi se întâmple peste câțiva ani. Veți merge la Paris la studii, veți avea o bursă și veți ajunge în orașul luminilor. De acum se aprind și pupelele și se spar și vitrinele, pentru că oamenii nu vor să piardă 2 ani din viață. Nu vor să iasă la pensii la 64, vor să iasă la 62. Și deja era 60 vârsta ieșirii la pensii în 1981. S-au pierdut 2 ani între timp, dar acum francezii nu vor. Există o tradiție revoluționară. Francezul are în minte ideea că dacă progres nu există, nimic nu există. Ori progresul înseamnă să câștigi timp liber pentru tine, pentru familie, pentru minte, că de aia avem știință și tehnică. Să creeze productivitate și omul să lucreze mai puțin. Asta este teoria rapidă a progresului în Franța. Faptul că se luptă pentru progres cu mijloace neadecvate, îndemână violență și spărgând vitrine și spărgând uneori nu numai bănci și magazine și asta e altă problemă. Deci voi veți ajunge la Paris. Veți ajunge la Paris ca să faceți studii diferite, nu de literatură, în diverse domenii și veți întâlni tineri, să zicem francezi, sau profesori, care la un moment dat vă vor întreba din ce țară vii dumneata și veți spune din România. Și atunci veți primi acest răspuns. A, din țara lui Cioran. Și în mintea voastră va izbucni gândul, Doamne, dar eu am auzit vreodată de Cioran, am citit vreodată vreo pagină de Cioran. Și vă veți simți tare umiliți sau
dacă veți fi acolo și profesorul vostru sau colegul vostru francez va ști ceva despre Cioran și dumneavoastră nu veți ști ceva despre Cioran. Dar e și mai grav, altcineva vă va spune, a, vii din țara lui Mircea Eliade, altcineva vă va spune, a, vii din țara lui Eugen Ionescu, altcineva vă va spune, a, vii din țara lui Panaiti Strati. Am enumerat scritori români care s-au afirmat în Franța, dar și pe plan european. Și pe care îi găsiți în librăriile franceze, în orice librărie importantă, dacă intrați, îi găsiți pe acești patru autori. Deși nu toți au scris în franceză, Iliade a scris în românește, dar este iubit de marele public. Veți mai întâlni și alți oameni care vă vor spune, a, vii din țara lui Brâncuș, care și lui Franța i-a deschis porțile spre universalitate. Și acum vă spun ce a însemnat Franța pentru cultura română. A fost prima mare ușă și fereastră deschisă spre universalitate de către o țară occidentală. În librăriile franceze veți găsi însă și cărțile Gabriela Dameșteanu, publicate la o importantă editură, cea mai importantă din Franța. Dau un premiu, cine spune dintre cei tineri, cum se cheamă editura cea mai importantă din Franța? Gallimard, bravo! Veți găsi cărțile Gabriela acolo. Veți găsi și cărțile lui Cărtărescu, lui Dan Lungu. Lista e mult mai lungă. Asta ca să vă spun că au existat două etape în istoria culturii române. O primă etapă în care, în mare, scriitorii români au trebuit să plece ca să se afirme pe plan european. Și există o altă etapă după 90, când scriitorii români au fost publicați, traduși, recunoscuți și apreciați, fără să mai fie nevoie să plece fizic din țară. Aici aveți două exemple. Eu am plecat fizic din țară înainte de căderea comunismului, considerând că nu va cădea niciodată, ca să încerc să-mi câștig libertatea în Franța, am scris în franceză și am încercat să, da, pot să spun, să mă afirm acolo, adică să public. Gabriela Dumaie a fost niciodată tentată de o astfel de experiență. Dar totuși, la nivel european, cărțile tale circulă. Cum ai simțit tu acest raport cu Occidentul? În ce moment ai simțit că dacă nu ești publicat în Occident, ceva nu se împlinește? Cât de mult a contat pentru tine faptul că ești tradusă în limbile europene? Matei, iarăși o să ajung mai în urmă, fiindcă tu ești atât de incitant pentru mine, și pentru ei sunt sigură, dar pentru mine, încât nu pot să nu adaug ceva la ce spui. Deci, experiența mea când am ajuns în Franța. De unde ești din România? Eu știam că Franța a creat România, Franța a ajutat România să se formeze în secolul XIX. Franța, pe vremea când eram eu tânără, Franța era mult mai interesantă pentru tine decât e acum. Acum sunt țările de limbă engleză, și Canada și Australia, nu știu, cred că sunt competitive cu Franța, din păcate. Dar, oricum, față de ce însemna pentru mine Franța și ce însemna pentru cei din fața mea România, era o prăpastie. Cred că acum e mai mică, dar atunci, acum 15 ani, era foarte mult. Și atunci spuneam, a, țara lui Ceaușescu. Deci vă spun că eu asta am auzit. Cioran nu, dar Ceaușescu am auzit. Problema e că și voi riscați, încă și acum, să zică țara lui Ceaușescu. Ceaușescu? Dar voi nu știți nimic despre el. Nici nu știți, nici nu prea vreți să știți. Ei bine, trebuie să vă spun cum să aflați ceva despre Ceaușescu, așa, mai puțin plictisitor decât vi se pare. Citiți romane de azi, pentru că cele
mai de mult nu puteau să vorbească despre Ceaușescu, dar inclusiv ce înseamnă viața în timpul lui Ceaușescu, o veți găsi și în cartea lui Matei Vișnev. Și în cartea multor autori de azi, tineri, mai puțin tineri. Chiar și în ultima mea carte există puțin despre copiii lui Ceaușescu. Deci e o prezență. Voi veți afla istoria României, dar mai ales istoria Europei din cărți. Vă spun că eu tot ce știu despre Europa, eu o știu nu din alte surse, ci din ficțiune. Pe urmă am mai citit și documentare, am citit cărți documentare, am văzut filme, dar literatura vă învață unde vă duceți. Vă spun sigur că sunt atât de multe amănunte pe care le puteți afla despre viața cotidiană, despre istoria țărilor acelora și le înghițiți altfel decât atunci când trebuie, cine știe, să dai examen ca să-ți obții cetățenia în nu știu ce țară. Asta pe de-o parte și pe de altă parte s-ar putea să vă spună România, țara lui Dracula. Și atunci voi sigur că vă veți, așa presupun, vă veți enerva și veți zice, dar ce, Dracula nu e așa. Dracula e de fapt la țepe și asta iarăși o să o aflați din niște romane și o să încercați să aveți un dialog cu ei, cu ceva ce îi interesează. Că s-ar putea Cioran, care e așa de pesimist, scuză-mă Matei, și trist, să nu vă atragă atât de mult, după două, trei pagini, să luați mai bine Mircea Eliade, că e mult mai plăcut. Acum să răspund eu cum am fost să ajung tradusă. Vă spun că a fost o întâmplare. A fost o întâmplare și nu mi-am imaginat acest lucru, Matei, că voi avea cărți traduse, fiindcă eu am trăit o parte bună, mai mare parte din viața mea decât a ta, în comunism și atunci mi-am scris cărțile fără să mă gândesc că vor fi vreodată traduse. Din cauza asta am făcut o carte care se cheamă Dimineața pierdută și este are foarte multe variante de vorbire, de stil. Are vorbirea populară, are vorbirea sofisticată. Eu n-aș fi făcut această carte niciodată dacă speram că voi fi tradusă, fiindcă traducătorii, normal că sunt și ei oameni și nu vor să fie amețiți în felul ăsta. Deci, din punctul meu de vedere, multă vreme eu n-am avut acest proiect. Am avut proiectul când m-am dus să fac ca traducătoare și aia începătoare, o rezidență, adică am avut o bursă de 3 luni. Și atunci, din banii ăia, m-am gândit că aș putea să-mi plătesc un traducător și să asaltez și eu cu cereri editurile. Să știți că e foarte greu să intri pe piața oricărei țări. Și trebuie să ai foarte multă perseverență când vii din afară. Nu mă vă mai spun că eu aveam și o anumită vârstă. Și așa că am trimis 14, 15, 16 oferte și mi-au venit toate înapoi extrem de repede. Nu ne interesează. Ne pare rău, e o carte foarte frumoasă, dar nu ne interesează. Și așa mai departe. E o poveste așa de lungă și vouă o să vi se pară că se termină bine, dar eu mi-amintesc, mai ales partea dinainte, a fost foarte greu. Să citim. Avem pregătite câteva, două fragmente. E momentul să citim acum puțin? Da, ca să alternăm. Nu e de doar.
Scuze, dar fără ochelari nu merge. Haideți să facem un mic exercițiu fizic mai întâi. Toată lumea ridică mâna dreapta. Foarte bine. Acum, mâna stânga. Super. Văd că sunteți aici și reacționați chiar și sus. Super. O să avem nevoie de mâini de asta în bruță. Faceți un pic de mișcare. Cine cunoaște jocul video care se numește Witcher? Witcher. Da, mâna dreapta, merge și cu stânga, cum vreți. Ok. Acum, cine a văzut pe Netflix serie de televiziune care se numește Witcher? The Witcher. Unii au văzut. Ok. Atunci, imaginați-vă că ați intrat în contact cu literatura poloneză. Wow! Cine știa acest lucru? O singură persoană, nu? 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Bravo! 10. Super. Deci am vorbit despre imaginație mai întâi, mai devreme. Că literatura are legătura cu imaginația. Deci eu am vrut astăzi, nu să vă vorbesc așa în general de literatura poloneză. Este mare și multe cărți au fost traduse și în limba română. Și vă invitam la biblioteca noastră, unde puteți descoperi în limba română literatura poloneză. Diferite cărți. Clasice, poezie, mai puțin clasice. Poate găsiți ceva ce vă place acolo. Dar este și Witcher, vrăjitorul. Că prima dată când a fost publicat în România, că nu exista nici video game, nici seria de pe Netflix. Și era pur și simplu vrăjitorul. Acum, pe coperta, eu arăt că să vedeți cum este ea, și este prima din serie, sunt 8. Deja este scris Witcher, cartea 1, ultima dorință. Deci, poate, dacă intrați în relația aceasta intima și cu cartea, o să vă plăcă și limba poloneză. Dacă vreți, este posibil, puteți să o învățați. Chiar și aici, în România, avem cursuri de limba polonă. Dar înainte să faceți acest lucru, am să vă rog să vă așezați bine și confortabil și să închideți ochii. Și eu am să vă citesc un mic fragment din Witcher, din prima carte, așa ca să vă împrospătați imaginația. Să nu mai fie Witcher acela, chiar dacă este chipeș și foarte bine, de pe Netflix, nici acela din videogame. Să fie al vostru. Ok? Gata? Sunteți bine? Ochii închiși? Așa. Andrzej Sapkowski, asta este numele autorului, Ultima dorință. Capitolul 1. Vânătorul de moștri. Mai târziu umbla vorba că omul venise dinspre nord, prin poarta frânghierilor. Mergea pe jos, ducându-și de căpastru calul împovărat. Amurgea. Prevăliile cu frânghii și hamuri erau închise. Străduța era pustie. În ciuda căldurii, omul purta o mantie neagră, drapată pe umeri. Sarea în ochi. S-a oprit în fața hanului bătrânul Narakot, unde a rămas pentru o clipă ca să asculte rumoarea. Bodega, ca de obicei la acel moment, era
plictisită de lume. Străinul n-a intrat la bătrânul Maracort și a condus calul mai departe, în josul străzii. Acolo era o altă cărciumă, mai mică, numită Sub Vulpe. Era aproape goală. Nu se bucura de cea mai bună faimă. Cârciumarul și-a scos capul din butoiul cu castraveți murați și și-a măsurat cu privirea oaspetele. Străinul, fără să-și scoată mantia, stătea în fața teșghelei, rigid, neclintit, tăcut. Ce să fie? O bere, a spus străinul. Avea o voce dezagreabilă. Cărciumarul și-a șters mâinile de șorțul de cârpa și i-a umplut o ulcică de lut. Vasul era ciobit. Străinul nu era bătrân, dar avea părul complet alb. Pe sub mantie purta un dublet din piele roasă, dantelat la gât și la mâneci. Când și-a scos mantia, toată lumea i-a observat sabia, agățată de centură la spate. Nu era nimic surprinzător. În vizima, aproape toată lumea era înarmată, dar nimeni nu-și purta sabia pe spate, ca pe un arc sau ca pe o tolbă. Străinul nu s-a așezat la masa printre cei câțiva mușterii, ci a rămas în continuare la teșghea, scrutându-l pe cârciumar cu ochii săi pătrunzători. A luat o gură de bere. Caut o odaie, vreau să înnoptez. N-avem, a mormăit hangiul, uitându-se la pantofii oaspetului, prăfuiți și murdari. Întrebați la bătrânul Maracort. Aș prefera aici. N-avem. Hangiul i-a recunoscut în cele din urmă accentul străin. Era din Rivia. Plătesc bine, a spus străinul încet, ezitant. Din acel moment a început povestea abominabilă. Eu am adus o carte a unui autor maghiar transilvanean contemporan, Székely János, tradus de Marius Tabacu. De fapt, aș vrea să vorbesc un pic despre traduceri literare, pentru că domnul Matei Vișniec și doamna Gabriela Demeșteanu a mai vorbit de traduceri literare și chiar e foarte important să citim literatura noastră, dar să citim și autori europeni, cum e și ziua autorilor europeni, și mai mult eu zic că ar trebui să citim autori din țara noastră, și maghiari, și germani, și de altă etnie. Cartea a fost tradusă, de fapt, de două ori de Marius Tabacu, e prima și ultima carte tradusă de domnul Marius Tabacu, a tradus-o prima dată în 1989, a apărut pe atunci, în decembrie, chiar 89, și desigur n-a avut un ecou foarte mare. Noi le-am propus traducătorului să facem o nouă ediție, o retraducere sau cum spune domnul Tabacu, un românește de Marius Tabacu. Pentru că Marius Tabacu a zis că, de fapt, nu se poate traduce, se poate transcrie în altă limbă o carte. Am adus un mic fragment, o să citesc acest fragment. E foarte scurt, mai de două pagini. Székely János, armata de apus. Cei omenoși. Nu am văzut cu ochii mei, nu am fost de față. S-a întâmplat pe frontul de răsărit.
Era, bineînțeles, același front din fața căruia ne-am refugiat și noi mai târziu, aceeași zid de foc, curgând tumultuos către apus, care ne-a urmărit până la Berlin, până la Dithmarschen, până la țărmurile de apus ale Europei, până aproape de capătul lumii, astfel că până la urmă ne-am putut muia picioarele în oceanul planetar, stând pe marginea continentului. Nu era alt front, era același, numai că pe vremea aceea el era încă înrăsărit. Aș putea spune și așa, pe vremea aceea, cine era trimis spre frontul de răsărit, se îndrepta spre răsărit. Noi însă ne îndreptam numai spre apus. La început, ei mergeau tot înainte, noi deja doar înapoi. De aceea ni s-a și spus ironic, apusemi. Noi am fost armata de apus. Nu am văzut cu ochii mei, nu am fost de față, dar cele întâmplate au ajuns la urechile mele în mai multe variante. Eram legat sufletește de protagoniștii întâmplării, mi-a fost milă de ei, am să încerc deci să reconstitui cât mai fidelă istoria lor, sau măcar să o notez. Ca să nu se piardă de tot în uitare, e de neimaginat câtă frământare, cât zbucium, câtă energie sufletească și morală s-au consumat, iar trei vieți au fost distruse. Fie ca toate acestea să nu se fi petrecut în zadar și măcar urma lor să rămână scrisă. S-a întâmplat în zilele când frontul de răsărit tocmai trecuse Carpații. Deci era încă într-adevăr în răsărit, dar ajunsese deja pe meleagurile noastre. Soldații năuciți de rutina războiului și care de săptămâni și luni întregi mărșuiau înapoi cu ochii peruniți în pământ, acum în apropierea locurilor de baștină deveniseră deosebit de agitați. În apropierea locurilor de baștină deveniseră destul de agitat, scuze, zilnic tot mai mulți își nesocoteau îndatoririle, își insultau superiorii, refuzau să execute ordinele și până la urmă dezertau. Dacă stăm să ne gândim bine, nici nu s-ar fi putut altfel, să te retragi într-una sute de kilometri, să suferi săptămâni și luni întregi numai și numai înfrângeri, să suporți tot coșmarul acel anumit război, care fusese de la bun început absurd, iar acum era deja de multă vreme lipsit și de orice speranță. Pentru că apoi să te trezești deodată în imediată apropierea libertății. Prea mare ispită pentru orice ostaș. Toată lumea era agitată, nervoasă, de la soldatul de rând până la plutonier. Toți încercau să spele putina pentru că apoi să aștepte în haine civile, ascunși prin produri sau prin șuri, să treacă frontul peste ei. Toată lumea și-a făcut asemenea gânduri, planuri, spiritul militar era amenințat cu destrămarea definitivă. Mulțumesc! Pentru că nu ești în stare să fii atent la nimic altceva decât la propria ta persoană. Nu vezi ce aia meu, că ai parcă nu știi niciodată pe ce lume te afli. Toți trec ceva sub tăcere. Nu,
te găsești tu, să te bați, să întrebi, să deschizi discuția. Ce-o fi în capul tău? Că ești mare ziaristă, singurul cap luminat, eroină. I-am văzut eu și pe aia de la tine cum te privesc, i-am văzut și ce bancuri fac. Să fiu eu în locul tău, să mă știe toți ca pe un cal braz. Mi-ar plesni o brazul de rușine. M-am convins eu că și pe acolo încurci lucrurile și faci gafe la rând. Mă mir numai cum nu te-au dat afară până acum. Dar au ei destulă vreme să o facă. Și norocul tău că exist eu. Eu, prostul care te duce în spate. Nu-i cazul să faci pe modesta cu mine. Alții poate care nu te cunosc în cealaltă. Eu nu știu foarte bine ce-ți poate pielea. Dar la defectele care le ai, inteligența n-are nicio valoare. Dacă îți închipui cumva că ai fi vreo inteligență. Crede-mă, o femeie proastă și cu bun simț valorează de 1000 de ori mai mult decât tine. Pentru că nu uită luminile aprinse și știe când să vorbească și când să tacă, da? Și ține minte ce spun. Ai să regreți amarnic, pentru că numai o grumă de inteligență să fie avut ce n-ai fi putut să fi scos tu de la mine. Ce orice femeie, cât de proastă s-ar fi priceput, dar bineînțeles că nu tu, care cu inteligența ta ai iubit mapa mondo. În privința asta ți-am spus-o, întreci pe ultima toantă. Cel puțin măcar aia are bun simț din născare, pe când ți-a uitat să-ți mai dea și ce, așa ceva când te-au făcut. Nu, vei, uite cum râzi, râzi. Și acum tu crezi că asta e o reacție de om normal, spune râzi. N-ai decât să râzi, da. Dar te avertizez că de viața ta râzi, de-a mea, nu. Și o să vedem noi până la urmă cine o să mai aibă cheful să râdă. Și oricât îmi displace felul în care te-au crescut ai tăi, modul în care înțeleg ei că trebuie trăită viața, uite, doar în asta le-aș da dreptate. Dacă într-adevăr s-au simțit dator să ia măsuri pe loc, să fie sever, să te pedepsească. Dar nu-mi spune mie că de asta ți-e frică de întuneric, pentru că în copilărie te-au uitat ei închis în cameră. Nu îmi spune că de aia te repezi tu, de aia n-ai tac, de aia gafezi. De asta faci tu paradă de sinceritate, pentru că eu nu sunt convins că tocmai ei, din comoditate, din indolență, nu te-au pedepsit destul. Dar nu vezi ce încăpățânată, ce corțoasă, ce obraznică ai rămas? Cu tine trebuia de la început cineva mână de fier. Cu tine altă alegere nu există. Îi place, nu-i place cu tine, omul trebuie să fie mână de fier al minter. Deși, nu, în ce te privește, am convingerea că și dacă și ai peșa fi făcut mai bine datoria de părinte, tot nu, categoric, nu. Ce vrei? Natura produce uneori și rebuturi. Și tu ce vrei? Tu ești greșită de la natură. Ce vrei dacă tu așa ești făcută? Numai că nu aveam eu în viață nevoie de o asemenea femeie. Așa că de reproșat mie îmi reproșezi mie, care destul de repede mi-am dat seama că tu tot ce faci, faci anapoda. Pe dos, mai pe dos decât toată lumea. În schimb, tu vii acasă cu chenzina jumătate, da? Lasă că nu poți pretinde cu banii tăi, ai făcut ce ai vrut. Ai vrut să-i dai soriti, i-ai dat, da. Ai vrut să-i pierzi în tramvai, i-ai pierdut. Ai vrut să-ți iei cărți, da, uite-te în raft, cu foile nedesfăcute, cu traume, cu copilărie, ai ciupit tu de pe undeva, de pe la cine știe, cine știe, cum cine știe, când cine știe, unde. Te știu eu ce urechistă ești. Cultura ta se rezumă la emisiunea săptămânală, alte cărți n-ai tu. Tu n-ai timp pentru paianjă, în care, uite, atârnă pe dulap de o lună. E o săptămână de când te rog să-mi întărești nasturile la... Da, probabil că aștept să renunți, probabil că aștept să pun eu mâna, numai noaptea, după ce timp. În fine, nasturii, dragule, iar am uitat, te rog, fandosel de astea, de mult nu te mai prind, ca să nu-ți mai spun în fața adevărul adevărat, cât de caragios arăți totdeauna că vrei tu să joci rolul de femeie ca Alina. Dar dimineața nu uiți că vii cu mâna întinsă. Dă-mi 100.000, dă-mi 50, dă-mi de tramvai, de metro, dă-mi un snack, așa că am promis să o promut pe Lili. Așa-i tapet sunt copii și pe aia de la tine de acolo. De dat înapoi, probabil că le dai cum îmi dai și mie. De atâtea ori ți-am spus. Știi ce? Mi-e silă. Da, mi-e silă aia care înainte de salariu îmi pușcă francul. Admite, sunt convins că cine vrea, ia cât vrea de la tine. Și prost să fie să nu profită. Dar așa e lumea voastră, poemă. Vă știu eu pe toți cât se poate de bine. La urma urmei și ceva sunt banii mei. E lumea ta, numai cu ea ai să și rămâi. Dar ține bine minte, ține bine minte să nu te mai aud că vine iarna și tu n-ai balton, n-ai căciulă, n-ai cizme. Până la vârsta asta puteai și tu să fii pusă la punct ca o femeie. Oh, gioarțele alea pline de scame, pete. Ai vrei că nu-mi trebuia mie în viață o asemenea femeie deloc. Cum ai spus? Nu, dacă ai curaj, mai spune o dată, hai, repetă, spune încă o dată ce te-am spus. Fii atent la ce te avertizez. Spune acum singură de bună voie, altfel o să vrei tu să repezi, dar va fi prea târziu. Așa că spune încă o dată, spune. Nu, las că știu eu
foarte bine ce ai spus. Nu, nu, n-ai uitat, las că știi tu foarte bine, las că nu vorbești fără să gândești. Știi tu întotdeauna ce spui. Nu faci niciodată un gest negativ, nu spui tu niciodată o vorbă întâmplătoare. Nu vrei să repezi, nu? Tot nu vrei? Nu? Nu? E bine? N-am ce spune de azi înainte să știi că ai să suporți consecințele. Da, 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 ți-am spus, bagă-ți mințile în cap, nu e departe ziua. Uite, hai, acum nu mai râzi, acum plângi. N-ai decât de nici nu văd altceva de făcut decât să tot plângi acum, n-ai decât să tremuri, să plângi, să-ți muși mâinile. Pe mine nu mă mai, nu, eu te-am avertizat de atâtea ori, că de câte ori nu ți-am spus că într-o zi o să răspunzi. Da, da, eu nu am obosit. Am obosit de când tot îți spun. Nu, am obosit. Da, ți-am spus toate astea, da sau nu, ți-am spus, nu? Uită-te la mine, ți-am spus da sau nu? Hai, recunoaște, spune. Din păcate, tot ce recunoști eu acum vine prea târziu, e inutil, așa că fă-ți bagajul în liniște. Nu, nu, să nu mai au niciun plâns, să nu mai au niciun urlet. Ia și asta, ia și asta, ia și ce am întâmplat de acolo. Da, da, ți l-am pregătit. Cu cât ai intrat în casa asta, cu atâta să ieși. Strânge tot ce e al tău. Fii și tu odată în viață, atent să nu uiți nimic. Nu vreau să-ți mai văd mâine, poimine, mutra. Hai, mișcă. Ce stai? Ce stai ca un lemn? Sau ce crezi că glumesc? Nu, n-am ce discuta, n-am ce ierta. Așa că te invit să mă scutești. Hai, mișcă-te repede. Și taci. Mi-ajunge de când te rapt. Cam asta a fost dialog. Precum și șervețelele de ei și perțele de bază. Cu
Că nu era terminat. Am mai trebuit să lustruim argintăria, să spălăm ferestrele și să frecăm balustradele din oțel inoxidabil, precum și ferăderia, balcoanelor și a scărilor interioare. Apoi am trecut în grădină, am golit și curățat piscina, am dus iarba și am curățat de frunze și petale, poate toate tufele de grădăvii. Nu vă pot spune cât timp ne-au luat toate aceste copezi. Era să ne îmbolnăvim în dracului de epuizare și chiar să dăm ordul popii. Când domnul Utopia a stricat drept pentru a face o ultimă inspecție, înainte de a ne lăsa să plecăm, toată lumea s-a coborât. Și a mai trebuit să mergem la cumpărături. Și de asemenea, să pregătim sub privirile inoxidabile ale domnului Utopie, mâncărurile și deserturile pentru cina următoare și pentru următorii invitați. De aceea vă spun, atenție! Serile la domnul Utopie se plătesc scump, iar plata se întinde pe două sau trei generații. Atenție! Ca să-și spună ce au de spus. Omul ce-i sus și ce-i sus.
În orice caz, nu vedeți cuvintele ce s-au desprins de pe limbă și se întâlnesc singure la mare depărtare de om, povestind povești care nu mai au legătură, povestind poveștile în sine ale cuvântului. Cuvintele povestesc probleme, povești pentru cuvinte. Pentru cuvintele născute din om și care au muncit la om. Numai cuvintele mai știu să asculte povești. Numai cuvintele mai pot înlocui astăzi. Numai cuvântul om mai poate înlocui astăzi. Organizatorilor și vreau să spun că la ușă am lăsat câteva cărți ale mele. Dacă interesează pe cineva, le puteți lua. Mulțumim, Matei! Iar eu vă recomand să mergeți la teatru. Ieri am avut o premieră, este o piesă care se joacă la Teatrul Național aici la București. O puteți vedea din nou pe 22 aprilie. Se numește Cuvântul Progres rostit de mama, sunat teribil de fals. Dar fiindcă e și Ziua Mondială a Teatrului, merită să salutăm arta actorului, dar vă semnalez ceva, din ce în ce mai mult se dezvoltă festivalurile de lectură cu voce tare. Când ne citim unii altora cu voce tare, se întâmplă un miracol, ceea ce am văzut și aici ce se poate întâmpla ca miracol, fiecare poate, citind cu voce tare, să se transforme brusc și să devină actor cu A mare, cum am avut noi două cazuri aici de actor cu A mare, cum a fost cu le-ai. Mulțumim!